A fost o zi plină de emoție pentru 40 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, care au avut ocazia să vadă cum arată o zi din viața unui pompier. Plin de entuziasm, cei mici s-au adunat de dimineață la poligonul de pregătire, acolo unde au fost întâmpinați de pompierii din Iași, dar și din Republica Moldova. Copiii au văzut ce înseamnă o zi din viața acestora, au fost foarte încântați. Prima dată li s-au prezentat poligonul de pregătire, după care am făcut un exercițiu demonstrativ de stringere a unei auto speciale, a unei mașini, cu intervenția promptă a unui robot de intervenție. În interiorul clădirii, copiii s-au pregătit cum să acorde primul ajutor, cum să sunăm la 112. Copiii se simt foarte bine, sunt foarte receptivi la informații noi. Ieri am avut un program în parteneriat cu Inspectoratul Teritorial de Poliție de Frontieră Iași. Astăzi ne-au primit cei de la ISU în poligonul de antrenament. Cred că este un program foarte reușit. Cei mici au avut ocazia să descopere aparatura tehnică a salvatorilor, să participe la o intervenție și să învețe cum să acționeze în situații de urgență. A fost foarte frumos totul. Ce ți s-a părut cea mai interesant? Casa unde, acolo, la... Pompieri, cum salvează oamenii? Da. Asemenea, niciodată am fost la pompieri la aici. Și ieri am fost la poliția din frontiera cu câine și era interesant. După eveniment, copiii au avut ocazia să afle detalii despre munca pompierilor și să primească sfaturi și îndrumări pentru cei care visează să devină pompieri în viitor.